Grădinița numărul 209 din capitală, alături de alte 5 grădinițe bucureștene, desfășoară în această perioadă un proiect destinat copiilor aflați în grupa mare. Artiști Mari de Grădiniță este o inițiativă care aduce în prim plan lucrul în echipă în rândul copiilor de 5-6 ani. Acest proiect a pornit de fapt de la anumite materiale reciclabile. Am zis noi s-a intitulat Artiști Mari de Grădiniță. Ne-am gândit noi să mergem pe povești, pe capitolul care e foarte plăcut copiilor și noi știm foarte bine că la această vârstă ei trăiesc în lumea poveștilor, dar povești chiar create de ei. Copiii au făcut echipe cu proprii părinți, iar împreună au realizat personaje. Cu ajutorul educatorilor, acestea au fost încadrate într-o poveste și aduse la viață cu ajutorul materialelor plastice. Alexandru, tată la două fetițe, participă la acest proiect alături de fiicele sale pentru că este adeptul reciclării. El a mărturisit că are acasă trei coșuri de gunoi diferite, tocmai pentru a le învăța pe fete ce înseamnă sortarea deșeurilor în vederea refolosirii acestora. E un program care, din punctul meu de vedere, e ok să-i pregătească pe copii în sensul ăsta, având în vedere că le explică uh, ce pot face din anumite lucruri care, practic, ar fi nefolositoare. Adina, împreună cu băiețelul ei de 5 ani, au realizat din obiecte pe care, în mod normal, le-ar fi aruncat o versiune bioreciclabilă a prințesei Tinkerbell. Am început amândoi să colecționăm din casă toate obiectele pe care, în mod normal, le aruncam la gunoi, astfel încât am avut un coș mare plin cu cutii de lapte, cutii de medicamente și tot felul de altfel de lucruri care, în mod normal, le aruncăm. Copiii implicați în acest proiect vor avea ocazia să-și prezinte personajele în cadrul unei scenete realizate chiar de ei. Cadrele didactice vor realiza un ghid de bune practici care va fi distribuit unităților participante la festivitatea de încheiere a proiectului.